Astăzi vreau să discutăm câteva cuvinte despre ceea ce se cheamă o relație complicată de viață. Că de dragoste nu poate să fie. Se dă una în bucată, băiat sau fată, care s-ar combina cu cineva, băiat sau fată, după caz. Până aici, nimic interesant. Dar, când ai acea problemă, știi tu, vorba românească, te mănâncă pe obrazul stâng? Da. Cu ce mână? Te scarpin? Cu mâna stângă, teoretic. E, sunt anumite persoane, am o mâncărime pe mâna, pe față, pe obrazul stâng, dar mă scarpin cu mâna dreaptă așa. E, cam așa e și relația lor complicată. S-a combinat cu cineva, dar înainte de toate să nu se facă de râs, ar încerca ceva cu un surogat al persoanei cu care s-ar combina. Marf. Practic, nu știu cum să spun, surogat, cum vrei să-i spui, un fel de clonă, copie a persoanei respective. Și începe. Se combină cu el sau cu ea, după caz. Se culcă în pat cu el sau cu ea. Ori, prima variantă, ca să-i treacă ei țipetele și urlete, că nu are așa ceva, și are așa ceva, știi? Sau ca să învețe, să nu se facă de râs. Că în celelalte relații amoroase și sentimentale au eșuat. Bun, și trecem mai departe la așa ceva. Deci, se culcă cu o clonă sau un surogat ca să-i treacă sau să învețe, după caz. Dar ar vrea să fie cu celălalt, care e originalul. Discută cu părinții pe balcon. La mine pe balcon nu prea are cum, așa că deci nu este vorba de mine. Așa. Cu geamurile deschise, cu vecina de la patru sau vecinul de la patru, se duce la muncă, discută cu băieții și nu știu ce. Parcă ar vrea să combine ea cu băieții de la muncă, dar se gândește la vecinul de acasă, original, cu care ar vrea să aibă o relație, dar se culcă comotos cu vecinul de pe scară, nu de, din bloc. M-ați înțeles? O poveste complicată de viață. Sau o relație complicată de viață. V-am zis, e chestia aceea. Te mănâncă pe obrazul stâng? Da. Nu, să zică, ne scărpinăm cu mâna stângă? Ne scărpinăm cu mâna dreaptă. Așa. E bine? E bine. Încești mai mult? Nu. Și o să auzi, la un moment dat, clizete, țipete, isterii, bielături, în jurul tău și nu știi de ce. Unul o să spună că, sau una, clona sau copia de
Așa, sau cum vrei să-i spui, este ori mai slabă față de original sau prototip, iar alții o să zică că clona este mult mai bună, este îmbunătățită. Și tot așa. Și iată ce iese. O isterie în jurul tău și nu știi de ce. Interesant, nu? Practic, ceva de genul. Ai spune, fată, nu vrei tu să fii cu ăsta? Eu aș vrea, dar nu prea vrea. Sau l-ai întrebat vreodată ceva? Sau nu. Partea cealaltă. Gândește-te că dacă în capul fiecăruia ar vrea originalul, începe și chestia aceea cu hărțuirea. Dacă eu aș fi șefa lui, sau eu aș fi șeful lui, sau ei, parcă, începem să ne dezmeticim, că începe o pui de hărțuială. Și începe acum să faci ca neonul când se arde starterul din ochi. Simplu și la unde. V-am lăsat că trebuie să mă duc la muncă.